Agenții economici care își desfășoară activitatea în cadrul depozitelor Angro în județ au avut surpriza să fie luați la verificări de comisarii Protecției Consumatorului și de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor. Valoarea amenzilor aplicate de către Protecția Consumatorului în urma neregulilor descoperite este impresionantă. S-au constatat deficiențe, cum ar fi, de exemplu, legumele, fructele, peștele nu avea etichete, plus nu era ținut la temperatura care este dată de către producător. Practic nu oferea niciun fel de informație consumatorului. Legumele, fructele la fel nu aveau țara de origine, nu aveau niciun fel de document asupra lor, nu prezentau practic niciun fel de document sau etichetă să ne arate de unde ar fi, la fel traducerea, deci nu aveau nimic. Iar o altă deficiență majoră care s-a descoperit la aceste depozite, aceea că toate produsele nu erau păstrate în condiții normale. Cuantumul amenzilor care s-a aplicat doar într-o zi a fost, amenzi mă refer, încasat la 6.000 de lei. Polițiștii care au fost în control au avut în vedere modul în care sunt evidențiate activitățile de comerț în evidențele contabile ale agenților economici, verificarea documentelor fiscale pentru produsele comercializate, precum și verificarea documentelor de angajare ale persoanelor care lucrează în aceste unități. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au organizat o acțiune în zona depozitelor Angro din municipiul Vaslui pentru a verifica modul în care sunt efectuate actele de comerț în această zonă. Au fost verificați 45 de agenți economici, fiind constatate 20 de fapte de natură contravențională, pentru care au fost aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale, cele mai multe în baza prevederilor legii 12 din 1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Acțiunile polițiștilor alături de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor și Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea comerțului ilicit și a infracțiunilor de evaziune fiscală.